De ce în proiectul de lege inițiat de minister perioada de sesizare și verificare a unui demnitar primar, ce-o fi el vizat acolo în lege, s-a redus la un an? În legea veche nu era prevăzut un termen. Bună ziua, în primul rând, și dumneavoastră și ascultătorilor. Aș vrea să spun că în proiectul de lege transmis de la minister au păstrat practic toate elementele de bază ale vechii legi, mai puțin cele care au fost criticate ca fiind neconstituționale prin decizia Curții Constituționale. Păi stați puțin, că aici nu v-a spus Curtea că trebuie să introduceți un termen. Repet, în proiectul transmis de minister, noi am păstrat toate elementele de bază ale vechii legi, inclusiv sub aspectul termenului de 3 ani. Au existat însă o serie de discuții preliminare în coaliție, în care s-au ridicat aceste probleme. Cine a ridicat aceste probleme? Sunt chestiuni care țin mai degrabă de intimitatea discuției în coaliție și n-aș putea să fac decât o apreciere generală. În orice caz s-au dezbătut acolo cu argumente această chestiune. Dar și cine a dezbătut? E o chestiune de responsabilitate. Iertați-mă că insist, dar până una alta Ministerul Justiției va fi cel și este cel criticat, da, care a dus acest termen la asta încercam să vă explic, că Ministerul Justiției în final a modificat proiectul sub acest aspect, plecându-se de la argumentul că o perioadă de un an este suficientă pentru agenție să, și opinia publică în general, să vadă dacă în patrimoniul fostului demnitar apar bunuri care depășesc în mod semnificativ veniturile. Dar cine a zis că e destul un an? Repet, dacă îmi dați voie să mă cantonez pe chestiunea principală, o să vă finalizez această expunere. Și în același timp s-a considerat că, din punct de vedere al dinamicii vieții sociale și profesionale, economice, o perioadă de 3 ani de zile este o perioadă în care fost demnitar, devenit ulterior exercitării funcției profesionist în meseria sa sau un întreprinzător în domeniul economic, poate să dobândească o serie de active patrimoniale care să creeze o aparență nejustificată, cum că le-a dobândit în perioada mandatului său. Repet, au fost argumente de ordin tehnice. Sub aspectul dezbaterilor, vă rog să înțelegeți că oricât ați insistat dumneavoastră, ar fi o lipsă de profesionalism din partea mea să fac relatări legate de dinamica discuțiilor din cadrul coaliției. Domnule ministru, tehnic vorbind, suficient un an de zile pentru Agenția Națională de Integritate să primească și sesizări, să instrumenteze și un dosar? Are timp? Repet, noi vorbim de perioada după încheierea mandatului. Principala preocupare a legii, dacă doriți, este de a asigura exercitarea funcțiilor și a demnităților publice pe durata mandatului. Dar de regulă știți deci cum este, e. După încheierea mandatului aflăm că un ministru, deputat, parlamentar, primar, ce-o fi el, a umblat puțin de la pușculița publică, a intrat în afaceri, în contradicție cu poziția lui, în conflicte de interese și așa mai departe. Lucrurile astea le aflăm după ce pleacă un ministru din funcție, de pildă. Le aflați înainte, le aflați după. În orice caz, este vorba de o ultraactivitate a agenției și după perioada de închidere a mandatului. Și în același timp, aș vrea să nu uităm faptul că pe lângă Agenția Națională de Integritate funcționează și o serie de alte instituții ale statului care pot interveni cu caracter sancționator în cazul în care fostul demnitar a săvârșit acte care încalcă legea. Vă întreb simplu, Ministerul Justiției înțeleg că a pus 3 ani în lege, așa s-a dus la guvern, din coaliție a ieșit cu un an. E suficient un an din punctul dumneavoastră de vedere? Pentru că a spus 3. Ministerul Justiției a pus o perioadă de 3 ani. Mă gândesc că a spus-o cu un argument, cu niște explicații. Noi am considerat că perioada prevăzută inițial în lege este mai potrivită cu scopul legii decât perioada de un an. Tocmai pentru că există încă o problematică întreagă legată de integritate în exercitarea funcțiilor publice, de corupție și cred că ar trebui să dăm semnalele necesare în acest sens. De aceea, cred că discuția este încă deschisă și în cadrul dezbaterilor din Senat s-ar putea reveni asupra acestei chestiuni. Veți pleda, apropo, la Senat pentru revenirea la verificarea de 3 ani? O fac implicit discutând în acest sens cu dumneavoastră.